Bună ziua, numele meu este Ștefan Lanu, reprezint Ministerul Finanțelor Publice. Suntem aici, de fapt, o echipă care lucrăm, urmează să vă prezentăm un proiect care urmează să se materializeze curând. Colegii mei, Diana Popescu și Bogdan Teju, sunt în spate, în dreapta. Suntem toți reprezentanții ai Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Trezorie și Finanțe și Datorie Publică. O să vă dăm și contactele noastre în caz că aveți întrebări după această prezentare sau ulterior în proces. Vrem să vă vorbim astăzi despre continuarea unui proiect pe care l-am început anul trecut. El se numește Programul Fidelis de emitere de titluri de stat pentru populație. Este, de fapt, deci anul trecut a fost un redebut pentru noi pe un astfel de instrument. Nu știu dacă sunt aici persoane care au investit deja în titluri de stat. Sunt? Avem o persoană, ok. Sper să fie după. O să vă spunem noi ca să aveți toate detalii. Sperăm ca oricum o parte dintre dumneavoastră, dacă nu toți, să investească în noua emisiune. Și acest program se vrea a fi o prezență constantă a Ministerului Finanțelor Publice în piață. De fapt, el a fost practic lansat anul trecut, tocmai urmarea unor cereri destul de mari din partea populației de a avea o alternativă de economisire. O alternativă la economisirea pe care deja populația o face în depozite, în alte instrumente care sunt emise de fonduri mutuale, de fonduri... Ok. Ok. Aceste titluri de stat pentru... Se aude? Aceste titluri de stat pentru populație sunt, pe de altă, pentru noastră, sunt un instrument de economisire și unul din scopurile pentru care le emitem este acela de a oferi o alternativă. Pentru noi este o diversificare, e o intenție de a diversifica baza investițională a celor care investesc în titluri de stat. Probabil că știți, titlurile de stat sunt emise de către Ministerul Finanțelor Publice pentru finanțarea nevoilor statului, deci practic noastră economisind prin cumpărarea acestor titluri de stat, sprijiniți, să zic, derularea programului guvernamental și satisfacerea necesităților la nivel guvernamental. Noi folosim acești bani pentru finanțarea deficitului bugetar sau refinanțarea datoriei publice, deci plata datoriei publice care ajunge să fie scadentă într-un an. Din punct de vedere al finanțării statului, el nu este un instrument foarte semnificativ pentru noi. De aceea, de fapt, a și fost, nici nu a existat o nevoie de emitere a acestor instrumente pentru o perioadă destul de lungă de timp. Ultima oară, înainte să începem acest program Fidelis, am emis titluri de stat în perioada, deci acum 10-11 ani de zile. O să vă arăt acum slide-ul care arată puțin istoricul acestor emisiuni. Deci, în perioada 1999-2005 se emiteau astfel de instrumente, probabil, nu știu dacă o parte din noastră și aduc aminte, ele se emiteau prin trezoreriile locale. Era un instrument destul de popular. Lumea avea simțul proprietății asupra acestui instrument pentru că ele erau materiale, deci erau niște hârtii, niște certificate. Aveau o conotație cumva mai puternică prin prisma faptului că dețineai un titlu efectiv, care, bineînțeles, reprezenta o valoare. În schimb, modalitatea probabil era populară la acea vreme pentru faptul că lumea era obișnuită să se ducă la trezorii. În același timp, era un instrument care era practic lipsit de preț. Deci nu puteai, după ce investeai în el, trebuia să îl deții până la maturitate și singura opțiune pe care o aveai
era ca la maturitate să îl convertești într-un certificat de depozit, care stătea, era practic un depozit în trezoria statului, care a remunerat cu o dobândă ce se stabilea de către Ministerul Finanțelor. El, practic, dacă omul voia să îl lichideze sau să-l tranzacționeze, nu avea o transparență a prețului, nu exista un preț și din această perspectivă era un instrument, zicem noi, mai puțin evoluat decât cel pe care am început să-l lansăm începând cu anul trecut. Valorile nominale erau cuprinse între 1 milion de lei la vremea aceea și 100 de milioane și, bineînțeles, erau cumpărate de persoane fizice rezidente. Maturitățile erau în general scurte, până la un an. De fapt, în perioada aia, statul nu prea se împrumuta pe maturități lungi pentru că piața nu era dezvoltată. Și costurile de administrare erau destul de ridicate pentru că presupunea, chiar dacă se folosea mecanismul trezoriilor locale, era totuși un cost administrativ ridicat. Mai mult decât atât, pentru Ministerul Finanțelor era și foarte greu să-l controlezi din punct de vedere al volumului. Noi nu știam, de fapt, cât se poate strânge de la populație sau nu aveam un control asupra sumei care ne intră în contul trezoreriei. Acum, începând cu anul trecut cu acest program Fidelis, anunțăm o anumită sumă, există o perioadă pe care o țintim pentru aceste instrumente, deci lucrurile sunt cumva controlate de către stat din perspectiva procesului. Ok. Așa cum v-am spus, practic am redebutat cu un instrument de stat, un instrument pentru populație, urmarea unei cereri foarte mari. Am avut anul trecut, îmi aduc aminte, e-mail-uri și scrisori din partea diferitelor persoane fizice, cam din toate județele țării. Deci a fost la un moment dat o chestie destul de concertată, ca să zic așa, o avalanșă de e-mail-uri care ne-au intrat în inbox-uri și mie și colegilor și secretarului de stat care ne coordona, care ne rugau să avem în vedere emiterea acestor titluri de stat. Bineînțeles că se făceau comparații cu instrumentele bancare. Prin prisma impozitării, normal, este un beneficiu clar în investițiile în titluri de stat, pentru că nu se plătește nici impozit atunci când se încasează dobânda aferentă titlului de stat, nici impozit atunci când se transferă titlul de stat pe piața secundară către un alt cumpărător. Obiectivul a fost, deși, încă o dată, din punct de vedere al managementului datoriei publice, al satisfacerii cerințelor noastre de finanțare, instrumentul ăsta este o picătură într-un ocean, să zic așa. Deci, gândiți-vă că noi anul trecut am emis 65 de milioane către populație, într-un context în care necesarul nostru era aproape 50 de milioane de lei. Anul ăsta intenționăm să emitem 100 de milioane, în contextul în care necesarul de finanțare total al statului e 71 de miliarde de lei. Deci, noi ne bazăm foarte puțin pe acest instrument în satisfacerea necesităților statului. Pe de altă parte, pe lângă obiectivele de care v-am spus cu diversificarea și cu alternativa unei economisiri, contează foarte mult și educarea financiară a populației. Aici considerăm noi că, și de fapt am văzut și din modul în care s-a derulat procesul anul trecut, că e un proces de educare nu numai al populației și al persoanelor fizice, și chiar al participanților la piață. Sunt, de exemplu, bănci sau birouri sau, să zic, sucursale sau sedii de bănci care nu mai sunt obișnuite să vândă o paletă mai largă de astfel de instrumente. Și anul trecut a fost primul pas în această curbă de învățare. Deci, practic, și ei au trebuit să participe activ și să vândă acest instrument. Bineînțeles că noi am încercat anul ăsta, încercăm anul ăsta să-l simplificăm. Ce am mai vrut noi să facem cu acest program Fidelis a fost, pe de altă parte, să sprijinim piața de capital.
Și atunci am ales să mergem pe, prin Bursa de Valori ca și instrument de vânzare și de tranzacționare al acestor titluri. Deci, practic, de la momentul în care se încheie perioada de subscripție, în care dumneavoastră puteți să achiziționați titlurile, de la momentul acela, titlurile devin listate, devin tranzacționate pe Bursa de Valori, tranzacționabile, ele își regăsesc un preț în fiecare zi în Bursa de Valori. Noi impunem băncilor care ne intermediază emisiunea să coteze prețuri ferme, deci prețuri la care ei sunt dispuși să cumpere titlurile de stat de la dumneavoastră în fiecare zi, în fiecare moment. Deci, practic, dacă un deținător de titlurile de stat vrea să vândă titlul de stat pentru că are nevoie de bani și nu mai poate aștepta până la maturitate, intermediarii care ne intermediază nouă emisiunea, deocamdată băncile care ne vor intermedia următoarea emisiune de titlul de stat de care vorbim, nu sunt cunoscute. Este un proces care se derulează acum în Ministerul Finanțelor și urmează să le anunțăm. Ele, aceste bănci, vor oferi un preț astfel încât persoana respectivă poate să vândă titlul și să obțină banii pentru că are o necesitate de moment. Iarăși, ceea ce am cerut anul trecut băncilor care ne-au intermediat emisiunea și vom cere și anul acesta a fost să nu existe niciun cost pentru persoanele fizice la momentul de subscripție, de subscriere. Deci noi astăzi vă duceți la ghișeul bancar cu puneți banii, faceți dovada faptului că aveți bani într-un cont și dacă vă duceți la una din băncile care sunt intermediare ale tranzacției, banca se obligă să nu vă perceapă niciun cost pentru achiziția titlurilor de stat. Adică faceți dovada că în cont aveți 500 de lei, completați un formular că veți cumpăra 5 titluri de stat, că acum valoarea nominală este scăzută la 100 de lei și banca automat va subscrie fără niciun percepere a niciunui cost pentru această subscriere. Ca dezavantaje este, nici nu știu dacă l-aș numi dezavantaj, este practic o expunere la un risc. Titlul de stat este o hârtie de valoare al cărei preț fluctuează în piață. Deci dacă dumneavoastră alegeți să îl vindeți până la scadența lui, dacă îl vindeți la scadență, normal, ați investit 100 de lei, luați 100 de lei înapoi și luați și în fiecare an dobânda anuală aferentă titlului de stat respectiv. Dacă îl vindeți până la maturitate, atunci vă luați riscul ca la momentul în care vindeți, titlul acela să fie de o valoare mai mare sau mai mică decât valoarea lui inițială, în funcție de condițiile de piață la data respectivă. O să vă explic puțin ce înseamnă lucrul ăsta și dacă nu sunteți zămuriți, o să stăm de vorbă chiar mai în detaliu. Ideea este dacă titlul de stat este 100 de lei și momentul în care cumpărați titlul de stat, dobânzile în piață sunt, dăm un exemplu ipotetic, 2%. Dacă dobânzile din piață vor scădea, valoarea titlului va crește. Deci dacă dobânzile din piață se vor duce undeva la 1,5%, dobânzile din piața monetară, automat valoarea titlului de stat va crește peste 100 și dumneavoastră când îl veți vinde, în mod normal, intermediarul, banca care vi-l va cumpăra, va trebui să vă dea un preț peste valoarea nominală. Este adevărat că prețul pe care vi-l va oferi banca depinde de mai multe lucruri. Depinde și de lichiditatea titlului respectiv și aici sunt mai multe variabile care îl influențează, dar ăsta este factorul principal care influențează prețul. Dacă dobânda din piață crește, valoarea titlului dumneavoastră va scădea. De ce? Pentru că eu ca să îl cumpăr, deci dacă dumneavoastră vă duceți să îl vindeți cuiva, entitatea respectivă, ca să vă cumpere,
trebuie să se finanțeze la un cost respectiv, în respectivul context, care este mai mare decât cel care a fost inițial la momentul în care dumneavoastră ați cumpărat titlul. E puțin mai complicat, dacă vreți putem să intrăm în discuții să vă lămurim. Dacă îl țineți până la maturitate, automat veți lua valoarea pe care ați investit. Deci nu se schimbă absolut nimic. Ați cumpărat 5 titluri, dobânda o veți lua anual. Deci dobânda se ia anual. De exemplu, noi dacă emitem pe 2 ani, ceea ce asta și intenționăm, ca titlul următor să fie pe 2 ani, veți lua o primă dobândă undeva în luna iulie anul viitor, cuponul fix, este o dobândă fixă. Dacă, de exemplu, dacă o să emitem la 2%, veți lua 2, dacă ați investit 100 de lei, veți lua 2 lei dobândă și încă 2 lei la scadență. O să vedeți care sunt caracteristicile instrumentului pe care vrem să le emitem. Astea sunt detaliile emisiunii de anul trecut. O să le puteți regăsi și pe site-ul finanțelor. Noi trebuie să ne organizăm un pic în momentul de față. Dacă intrați pe site-ul nostru, veți vedea un mare buton pe pagina principală care scrie Fidelis Centenar. Când intrați pe acel buton, o să aveți o organizare de genul, veți vedea Fidelis 2015 și Fidelis 2016, ediția Centenar. O să vedeți de ce o numim ediția Centenar. Aici sunt detaliile emisiunii de anul trecut, de care v-am spus deja. Sunt câteva lucruri care au fost criticate anul trecut și pe care noi vrem să ne îndreptăm anul ăsta prin ceea ce o să facem. Primul lucru a fost criticat că valoarea unui titlu de stat era de 10 milioane de lei sau 1000 de lei. Mi s-a spus, dom'le, sunt oameni care au salarii mici, 10 milioane de lei e o sumă destul de mare. Și atunci am redus valoarea nominală la 100 de lei. 100 de lei e o valoare care, zicem noi, satisface practic, adică da, toate vor fi 200. Deci dacă vrei să achiziționezi mai multe, iei mai multe titluri de stat. Nu e niciun efort. Vă duceți, deci banii sunt, îi depuneți exact cât vrei să cumpărați. Deci acum titlurile de stat nu mai sunt în valoare materială. Ele sunt virtuale, ele se regăsesc în cont. Da? Sunt, aveți, practic, certificarea faptului că aveți titlurile de stat respective, vă va fi dată de depozitarul central. Instituția pe care ați văzut, probabil ați și vizitat-o, că am văzut că erau cozi mari acolo, să vă luați extrasele de cupoane în care ați investit. Deci depozitarul vă va putea da un extras prin care se verifică faptul că dumneavoastră sunteți proprietarul titlurilor de stat. Maturitatea instrumentului de anul trecut a fost 2 ani. Noi, iarăși, anul trecut am avut o modalitate de stabilire a dobânzii puțin mai complicată, în sensul că la momentul în care am emis, am spus că persoana fizică ce va achiziționa titlul va trebui să indice un nivel al dobânzii, un nivel într-o anumită marjă. Marja a fost 1,75, 2,5. De ce am luat noi intervalul ăsta? Noi am spus așa, dacă emitem un instrument de 2 ani, avem ca referință, un instrument de 2 ani pentru populație, avem ca referință instrumentul de 2 ani, pe care randamentul instrumentului de 2 ani, care se emite pe piața interbancară, acolo unde noi ne finanțăm de obicei și unde ne cumpără băncile, fondurile de pensii și alții investitori instituționali. Acel randament este totuși destul de mic și este mai mic pentru că instrumentele respective sunt mult mai lichide. Deci noi, instrumentele respective de pe piața interbancară, le emitem în sume foarte mari. Ca să vă dau un exemplu, o emisiune benchmark de-a noastră de 2 ani pe piața interbancară ajunge la o valoare de 8 miliarde de lei. Da? Noi o construim, redeschidem acea emisiune până ajunge aproape 7-8 miliarde de lei. Și atunci normal că, fiind un instrument mai lichid, randamentul lui este mai mic. Noi când emitem pentru populație, un instrument pentru populație de obicei e un instrument de economisire. Gândirea inițială este să-l ții până la scadență. Tu nu vrei să pierzi dobânda, să-l vinzi mai repede.
dacă vei fi nevoit, îl vei vinde. O să vedeți că am pus o caracteristică în nou instrument care vă va face și mai puțin atractiv să-l vinzi până la scadență. Deci pentru asta noi am zis, mă, o să plătim o primă populației care investește față de randamentul acela pe care noi îl avem când emitem pe piața bancară. Deci pentru noi este un instrument mai scump. Noi ne împrumutăm mai scump când vă vindem titlul dumneavoastră decât atunci când vindem titlul pe piața interbancară. Dar facem totuși lucrul ăsta pentru populație, exact. E un efort, nu este o sumă uriașă, oferim o șansă de a investi într-un instrument extrem de sigur, este investit în statul român, nu poate fi un instrument mai sigur decât titlul de stat pe piața noastră, cel puțin în momentul de față nu vedem, și care oferă o dobândă competitivă. Pot fi adevărat bănci care vă oferă, să zic, rate la depozite mai mari decât cele aferent titlului de stat. Dar trebuie să vă uitați puțin și la să zic, caracteristicile depozitului. Bineînțeles că și depozitele sunt garantate și ele până la o anumită valoare, dar există o anumită procedură în cazul în care o bancă are o situație mai dificilă, există anumite dezavantaje ale depozitului, când ieși din depozitul respectiv, pierzi dobânda. Și revenind acum la modul în care am fixat dobânda, noi am pus practic un premiu pentru faptul că acel instrument este mai puțin lichid de 0,2%, 20 de puncte de bază se numește, dar e 0,2% în procent. Și noi am plecat, la momentul respectiv, valoarea randamentului nostru era 1,95% pe piața interbancară și am pus plus minus 0,2%. Și de aici a ieșit marja asta. Bineînțeles că anumiți oameni au fost puțin induși, a fost puțină confuzie, pentru că nu știau ce nivel de dobândă ar trebui să pună dintre 1,75 și 2,15. Bineînțeles că tentația e să pui dobânda cea mai mare. Și modul în care bursa funcționează, mecanismul de subscripție și de închidere a unei emisiuni la bursă, este că dacă există o subscripție la nivelul cel mai înalt al dobânzii, atunci toată emisiunea, toată dobânda, indiferent că tu ai pus, o ai indicat un nivel al dobânzii mai mic, toți investitorii vor primi același nivel de rata dobânzii, cel mai ridicat, acel nivel care este cel mai ridicat în plaja de valori indicat. Și atunci dobânda aferentă emisiunii a fost 2,5. Ok. Iarăși am încurajat anul trecut tranșele mai mici. Adică scopul nostru cu această emisiune nu este de a vinde emisiunea, să zic, către trei oameni extrem de bogați. Nu ăsta e scopul. Să zic, vin trei oameni extrem de bogați și ne cumpără toată 100 de milioane. Dacă avem un astfel de exemplu, pentru noi e un eșec. Pentru noi, practic, un succes al emisiunii este să vindem la cât mai mulți. Rata de acces, adică accesul în titluri și diversificarea să fie cât mai mare. Noi, din păcate, anul trecut n-am avut o diversificare foarte mare. Au fost doar 1236 de investitori care n-au cumpărat. Unii dintre ei n-au cumpărat sume mai importante. Practic n-au cam cumpărat investitorii care aveau o cultură financiară și un acces la informații destul de bun. Noi ce urmărim acum, și o să vedeți că sunt câteva elemente pe care le schimbăm, tocmai ca să avem o diversificare mai bună în emisiune, urmărim să fim subscriși de cât mai mulți investitori. Și dacă se poate, să avem o distribuția emisiunii care să arate că și mediul rural ne cumpără și distribuirea pe județe să fie mai diversă. Nu mai știu exact, dar anul trecut cred că Bucureștiul cât a contat în total emisiune. Oricum, 40-45%, foarte mult. Ok. Intermediarii emisiunii au fost cele trei bănci care erau cele mai
calificate la acel moment intermediari ai bursei de valori, BCR, BRD și Raiffeisen. Agentul de plată este Raiffeisen și depozitarul și custodele titlurilor de stat este depozitarul central. Ok. Aici vedeți, deja v-am spus o parte din rezultatele pe care le-am avut. Deci suma finală a fost 65 de milioane, dobânda 2,15, numărul de investitori 1237 și vedeți că 70% dintre investitori au subscris mai mult de 11.000 de lei. Deci o sumă destul de importantă și participare redusă în zonele rurale, doar 1 din 10 investitori au fost din zonele rurale. Pe acțiunile de promovare a evenimentului, iarăși noi considerăm că am fi putut să facem lucrurile mai bine. Avem acum o colegă de-a noastră care este extrem de activă cu promovarea și ne va ajuta să îl promovăm mai bine. Doamna Andreea Gheorghe este consilier al doamnei ministru Dragu și este trup și suflet alături de noi pe acest instrument. Sperăm să avem acoperire chiar și la televizor. Vom fi siguri cu anunțuri și în ziarele de circulație națională. Avem pagina de Facebook, deci pe pagina de Facebook a Ministerului de Finanțe este o pagină dedicată acestui program. Se numește Fidelis, nu? Unde noi vă răspundem la întrebări în timp foarte scurt. Avem un coleg, Bogdan Teju, care inclusiv și seara s-a angajat să răspundă în mod activ. Perioada de subscripție. Deci perioada de subscripție este perioada în care dumneavoastră puteți cumpăra. Deci în momentul în care noi lansăm emisiunea, deci prima zi de subscripție este prima zi în care efectiv vă puteți duce la ghișeele băncilor să cumpărați sau puteți da ordine să cumpărați titlurile de stat. Noi am ținut deschisă emisiunea 2 săptămâni anul trecut. Anul ăsta, bineînțeles, o să discutăm cu băncile, dar intenția e să o ținem puțin mai mult deschisă, tocmai pentru a da posibilitatea populației să aibă o perioadă mai lungă care să investească. Iată și ediția de anul acesta, ediția centenar. De ce nu o numim ediție centenar? A fost o idee chiar a doamnei ministru de a avea o emisiune care să fie scadentă în anul în care noi sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Și atunci se numește centenar, prin faptul că scadența este în 2018. De aici, cu 100 de ani de la Marea Unire, ne-am mai jucat un pic cu această cifră 100 și am găsit o modalitate, spunem noi, care creează o atractivitate suplimentară pentru instrument. Deci ne-am gândit ca la scadență 100 dintre deținătorii de titluri de stat, indiferent că deținătorul respectiv va avea un titlu sau 1000 de titluri sau 1001 titluri, 100 de investitori pe baza CNP-ului, deci CNP-urile deținătorilor de titluri la data scadenței, vor participa la o loterie, dintre care, urmare căreia, 100 de investitori vor primi un câștig suplimentar de 1000 de lei. Deci, practic, aveți șansa ca, cumpărând cu 100 de lei un titlu de stat, să puteți fi câștigătorul a 1000 de lei peste 2 ani la scadență. Ceea ce, normal, dacă sunteți unul din acei câștigători, înseamnă că ați investit într-un instrument extrem de profitabil pentru dumneavoastră, că ați avea 1000% câștig, de fapt mai mult de 1000%, pentru că mai aveți și cupoanele aferente emisiunii. Așa cum am spus, se reduce valoarea nominală a titlului de la 1000 de lei la 100 de lei. Spunem noi că cu asta targetăm, țintim toată populația României, oricine, sau poate nu oricine, dar oricum, e mult mai la îndemână să investești 1 milion de lei vechi, 100 de lei noi. Da?
Așa cum am spus, încercăm să extindem perioada de subscripție. Normal va fi o discuție cu băncile, dar asta e intenția noastră. Vom păstra aceeași cerință băncilor. Deci foarte curând vom anunța băncile, băncile prin care noi intermediem emisiunea. Vor fi probabil, o să vedem, 3-4, o să vedem câte o să fie, care au o acoperire peste tot în țară. Deci este imposibil ca în zona în care trăiește un român să nu fie cumva în imediata apropiere a casei lui, să nu fie vreun ghișeu sau vreun oficiu bancar în care la care se ducă să investească. Și noi vom impune la fel să nu există niciun cost pentru dumneavoastră în procesul de subscripție. Atunci când veți vrea dacă veți vrea să le vindeți în piața secundară, normal că noi nu putem să impunem băncilor să nu aibă niciun cost. Există un cost pentru ei de tranzacționare pe piața secundară. Dar și acest cost noi încercăm să-l facem cât mai mic. Deci discuția, negocierea noastră cu băncile este să îi aducem la un nivel al comisionului perceput în momentul în care vreți să vindeți titlul pe piața secundară la un nivel cât mai mic. Anul trecut a fost 0,1%. O să vedem cât o să îl fixăm anul acesta. Iarăși un element pe care este nou. Anul trecut noi ne-am confruntat puțin cu o situație, zicem noi, nu atât de motivantă pentru bănci să vândă instrumentul. Gândiți-vă că și aici, pe de o parte, noi le plătim un comision băncilor pentru toată munca asta pe care o fac. Se numește comision de intermediere, da? Și este un nivel, are un procent, practic, din suma pe care noi o vom strânge de la populație. Anul trecut a fost 0,1%, e destul de mic. Acest comision anul trecut a fost împărțit egal între bănci, indiferent de ce a vândut banca. Deci dacă o bancă vinea un titlu și celelalte două, toate celelalte titluri, noi îl împărțeam în mod egal. Anul ăsta schimbăm regulile jocului, vom împărți comisionul pe care îl plătim băncilor în funcție de ce vând. Dacă o bancă vinde mai mult, va încasa o pondere mai mare din acel comision. Cam astea sunt caracteristicile. Așa, deci după cum am spus, maturitatea de 2 ani, dobânda este fixă încă o dată. Deci e fixă, se va stabili în funcție de momentul în care vom închide perioada de subscripție, vom stabili care este data de plată a cuponului. Dacă, de exemplu, perioada de subscripție va fi 1 iulie, 30 iulie, să zicem, lăsăm o lună, cuponul va fi plătibil probabil în 30 iulie a fiecărui an până la scadență, adică 30 iulie 2017 primul cupon, 30 iulie 2018 al doilea cupon și scadența finală când vom face și acea loterie prin care extragem cei 100 de câștigători. Mecanismul de tranzacționare și de transparența prețului este bursa de valori. Deci dumneavoastră, oricând, în orice zi, vă puteți uita pe bursă, pe site-ul bursei sau pe site-ul intermediarilor care ne vor intermedia tranzacția și veți vedea prețul titlului pe care îl dețineți. Astfel încât, vă rog. Distribuirea cuponului se face, plata cuponului se face de către agentul de plată care va fi desemnat de către Ministerul Finanțelor Publice și va fi una dintre băncile intermediare. Anul trecut a fost Raiffeisen. Deci dumneavoastră veți indica băncii contul dumneavoastră, că va trebui să aveți un cont bancar normal, contul prin care și subscrieți, da? Sau poate să fie un alt cont. Îl indicați și în acel cont, la data de scadență a cuponului, veți avea cuponul plătit de către agentul de plată. Agentul de plată își ia baza de date a deținătorilor cărora trebuie să le vireze cuponul de la depozitar, normal. Depozitarul are situația fidelă a proprietății tuturor titlurilor de stat în orice moment de timp. Deci este o conlucrare între depozitarul central și agentul de plată, astfel încât agentul de plată să facă plățile corect în conturile deținătorilor. Vă rog.
Nu. Orice comisiune, și dacă se comisionează, orice comisiune care apare referitor la o plată este suportat de către noi. Deci omul, persoana fizică, deținătorul, primește curat cuponul, dacă e să fie 2 lei, 2 lei primește. Nici mai mult, nici mai puțin. Ok. Sindicatul de intermediere, băncile, așa cum... O secundă, vă frumos, o întrebare. Ați precizat că vă doriți în emisiunea aceasta de centenar să aveți un portofoliu mai mare de cumpărători. Asta înseamnă că va fi un număr maxim de titluri de stat per persoană fizică? Bună întrebare. Asta nu am, n-am stabilit-o încă, dar este clar că vom limita. Vom limita numărul de titluri pentru că, exact cum am spus, nu vrem să fie trei mari bogătași ai României care cumpără toată emisiunea. Deci vom limita numărul de titluri pe care un singur cumpărător le poate achiziționa. Mersi. Imediat. Mai ce? De anul trecut și dacă au acoperit diferențele de curs valutar, euro știm că crește de la an la an sau chiar de la lună la lună, dacă dobânda acoperă această diferență de curs valutar, să ne zicem că ne referim la euro. Păi dar de ce ar trebui să acoperim diferențele de curs valutar? Este o întrebare, dacă s-a făcut o analiză în acest sens. Nu, pentru că este un instrument de economisire în lei. Deci n-are nicio legătură cu euro. Deci analiza asta n-avem de ce să o facem. Deci este un instrument în lei, nu are risc valutar, are risc de dobândă în măsura în care omul vrea să-l vândă până la scadență. Dacă nu vrea să-l vândă până la scadență, n-are niciun risc de dobândă. Ok. Cumpărători eligibili sunt persoanele fizice, și rezidente și nerezidente. Noi și anul trecut am avut discuții cu băncile astfel încât să fim siguri că și românul din Italia, de exemplu, sau și românul din Republica Moldova sau de oriunde, să poată să subscrie și nu numai românul. Deci un cetățean al Republicii Moldova poate să cumpere aceste titluri. Noi nu putem să-l oprim să cumpere. Normal că fiind un instrument emis în România, în lei, potențialii candidați sunt cetățenii români, cei care... Dar pot fi, de exemplu, mulți români care locuiesc în afară sau care au și care au în continuare rude sau care doar călătoresc în momentul respectiv. Deci opțiunile sunt, practic, avem rezolvate cu băncile toate discuțiile în privința permiterii accesului și cetățenilor nerezidenți și rezidenți în cumpărarea de titluri de stat pentru populație. Ok. Impozitarea e foarte importantă, așa cum v-am spus. Deci ca să facem un calcul, un mic calcul, de exemplu. Dacă dumneavoastră aveți o bancă, aveți conturile la o bancă acum, da? Și îi cereți, vă puteți face singuri un calcul. Puteți să cereți băncii unde aveți banii. Dom'le, cât mi-ai da dacă aș face un depozit la această bancă pe 2 ani de zile. În locul dumneavoastră așa aș face. Cât mi-ai da rata depozitului? Să zic, banca spune, bă, ți-aș da 1,5 pe un depozit de 2 ani. Acea rată a depozitului, acel câștig din constituirea depozitului este impozabil. Impozabil cu impozitul de 16%. Asta înseamnă că automat se reduce cam cu o cincime randamentul respectiv. Acest randament dedus cu impozitul pe care l-aveți de plătit, ar trebui să-l comparați cu depozitul, cu rata, randamentul sau dobânda pe care o obțineți dacă cumpărați titlul de stat. Și vedeți unde sunteți, dacă sunteți mai bine sau nu sunteți mai bine. Asta e sfatul meu în a decide dacă să cumpărați sau nu titluri de stat. Bineînțeles că și dacă aveți, să zic, un depozit mai atractiv de la bancă și după impozitare, vă puteți gândi să cumpărați titluri de stat ca și diversificare. Pur și simplu, vreți să aveți mai multe instrumente în care ați investit. Deci, asta ca și un sfat de a lua decizia
de investiție sau nu în titlul de stat. Nu vrem nici să amplificăm modul de remunerare a acestor instrumente, dar vrem să fim realiști și vrem să vă, să vă ridicăm, practic, să vă puneți această problemă. Scuze. Perioada de emisiune, noi o indicativ credem că va fi luna iulie, undeva în luna iulie. Asta ținând cont de etapele pe care trebuie să le parcurgem noi ca să fim gata cu documentația și să putem să începem perioada de subscripție. Practic, există mai multe etape, dar cel mai important document al acestei emisiuni și pe care ar trebui să-l citiți atunci când luați decizia să cumpărați emisiune, să cumpărați titlul, este prospectul de emisiune. În prospectul de emisiune, care va fi transparent, public, va fi listat, va fi publicat și pe website-ul nostru, în prospectul de emisiune se pun toate condițiile aferente emisiunii. Acolo vom vorbi și despre mecanismul privind loteria la scadență. Acolo vom vorbi despre dobândă, despre maturitate, despre absolut tot, despre modalitatea în care se fac plățile de dobândă, plata de principal, care sunt băncile și așa mai departe. Toate detaliile pe care le-am spus eu, ba mult mai multe decât ce v-am spus eu, că eu poate am mai uitat din lucrurile care vor fi în prospect, vor fi în prospectul de emisiune. Și prospectul de emisiune, noi credem că undeva la începutul lunii iulie va fi gata. Săptămâna viitoare selectăm băncile, o să le anunțăm și începem să lucrăm cu ele astfel încât să ne atingem obiectivul ăsta în iulie undeva, să fim gata și să putem derula emisiunea. Și noi intenționăm să o ținem deschisă mai mult, ca să, dacă cineva e în concediu și în concediu nu vrea să ia... Ce spuneți? Bun, păi da, îl ținem după 15 iulie ca să veniți și dumneavoastră să investiți. Toată lumea să investească. Deci îl ținem suficient. Să țineți toată luna să investești. Mă aude, domnul, că sunt aici. Da, da, v-am auzit. Deci asta ni s-a spus și nouă, că oamenii pot fi în concediu, unii pleacă în afară, nu vor să investească de afară, deși ar putea să investească și din afară, nu vor să investească de la mare, că nu vor să aibă nicio grijă. Deci oamenii se întorc acasă, investesc când se întorc acasă. Bănuiesc că mai mult de o lună noi stăm prin concediu, dar dacă nu investești și din concediu, deci poți să investești din concediu. Te duci de la Costinești, te duci la Costinești, la BRD și spui că vrei să cumperi titlul de stat. Sau, nu știu, acum dacă BRD-ul va fi în consorțiu, dar la una din băncile pe care noi le vom alege. Pentru că băncile astea pe care le vom alege sunt, în general, bănci foarte mari în România și care au o rețea de distribuție, că ăsta este și un criteriu după care le alegem, au o rețea de distribuție foarte bună. Ele acopere toată țara. Ba da, se pot cumpăra prin intermediul oricărui intermediar financiar de pe piața de capital, da? Dar, Dar în momentul în care te duci, de exemplu, la Broker Cluj, dau un exemplu, nu vreau să, n-am nimic cu Broker Cluj, să cumperi prin Broker Cluj, Broker Cluj îți poate adăuga niște costuri pe care noi nu le putem controla. Da? Deci e mai bine dar, să le... Dar dacă vă duceți la una din băncile cu care noi avem contract direct, banca respectivă nu vă va lua niciun ban ca să cumpărați titlul. Banca respectivă se va obliga să cumpere titlul, dacă vreți să-l vindeți, la un comision minim pe care noi îl stabilim cu el. Orice reclamație pe care o aveți în legătură cu banca respectivă, nu faceți nouă. Deci nu e niciun avantaj, practic, în a lua obligațiunea de la un broker? Nu. Deci, orice intermediar poate intermedia vânzările și cumpărările. La... Și probabil, chiar am discutat aici cu niște brokeri, și poate ne gândim, brokerii vor să ajute în sensul de promovare și ei vor. Deci ei, de exemplu, anul trecut au fost unii dintre instituțiile care n-au cerut să emitem titlurile astea pentru că pentru ei reprezintă instrumente suplimentare pe care omul le are și ei au nevoie de mai multe instrumente care să fie puse în portofoliul investitorilor persoane fizice. Cu cât sunt mai multe instrumente, cu atât mai bine. Iei și acțiuni, iei și obligațiuni municipale, iei și titluri de stat, iei și obligațiuni corporatiste, cu atât mai bine, cu cât mai multe instrumente, cu atât mai bine.
Și legat de fondurile de administrate de obligațiuni, care este avantajul dacă aș lua separat titlul de stat sau aș investi într-un fond, un fond de obligațiuni? Un fond de obligațiuni, acum diferă de la fond la fond. Trebuie să citești iarăși prospectul respectivului fond. Un fond de obligațiuni investește, investind într-o paletă mai largă de bonduri, de obligațiuni, normal că are beneficiul diversificării. Dar trebuie să vezi ce riscuri ia în investițiile respective. S-ar putea să, dacă investește doar în instrumente suverane, în obligațiuni suverane, dar cumpără mai multe state, își ia în acel instrument un risc valutar. Pentru că dacă cumpără și obligațiunea poloneză și pe aia ungară și pe aia românească, atunci există și un risc de curs acolo. Dacă cumpără doar obligațiuni românești, randamentele respectivelor obligațiuni românești sunt cele care se tranzacționează în piața interbancară, da? De care v-am spus. Deci, practic, randamentele alea, așa cum v-am explicat, sunt puțin mai scăzute față de randamentul pe care noi o să-l stabilim la titlurile de stat, cuponul pe care o să-l stabilim la titlurile de stat. Pentru că alea sunt instrumente mai lichide. Instrumente pe care băncile le folosesc pentru lichiditate. Deci, în alte scopuri, instrumentele de genul ăsta sunt niște instrumente de economisire în care omul rămâne captiv până la maturitate, în mod normal. Și atunci noi plătim un premiu pentru asta. Deci dacă ar fi să faceți o comparație, titlul ăsta de stat pentru populație și un titlu de stat pe care noi o să-l emitem la 2 ani, chiar în momentul ăla, titlul de stat pentru populație o să aibă o dobândă mai bună. Să nu mai zic că mai are și acel beneficiu cu potențial, dacă vei fi unul din câștigători, 100 de câștigători. Înțeles. Și încă o întrebare, am văzut pe site-ul BVB, la obligațiuni, rata dobânzii nu era fixă, era calculată după o anumită formulă. La ce obligație? Obligațiune de stat, emise de Ministerul de Finanțe. Nu. În prospect, deși noi în regulamentele noastre, în prospectele de emisiuni, avem în mod transparent formulată modul de calcul a ratei dobânzii. Este adică modul clasic. Să nu fie în fiecare an aceeași rata dobânzii. Nu, asta. La dumneavoastră. Deci la acest titlu de stat de care vorbim, este foarte simplu de calculat rata dobânzii. Este o rată de dobândă fixă calculată la valoarea nominală a titlului de stat. Unde e puțin mai complicat este atunci când vreți să-l vindeți până la scadență. Atunci, ca să vedeți dacă sunteți în avantaj sau nu, sau dacă vi se oferă un preț bun sau nu, ar trebui să urmăriți mai bine și să vă uitați și la piață. Pentru că banca respectivă vă va oferi un preț, pentru că ei se obligă față de noi să vă oferă un preț. Dar s-ar putea să vă oferă un preț care vă dezavantajează. Am înțeles. Mă referam la altceva. Deja rata dobânzii care este oferită în fiecare an nu era, de exemplu, 2% sau 7%. Era, nu știu, 1%. Da, este o formulă, dar da, care, exact, care te conduce la nivelul respectiv. Nu înțelegeam exact de cum se calculează formula aia, ce reprezintă exact. Este o formulă, dar care te conduce exact, deci pentru acest titlu de stat, te conduce practic la valoarea cuponului. Da? Deci dacă titlul de stat e 100 de lei și noi vom stabili cuponul la 1,85, la 1,35, la 1,5 sau la 2, cuponul pe care îl vei lua nominal este 1,35 sau 2 lei sau 1,85, pentru că se calculează la acel 100 de lei. Mulțumesc. Bineînțeles că este convenția cu numărul de zile din an, este formula ratei dobânzii clasice care te conduce la... Aici aveți, dar am discutat deja puțin despre asta, modul în care puteți cumpăra, adică veți cumpăra efectiv titlul de stat. Deci, așa cum am spus, recomandarea noastră ca să nu plătiți mai mulți bani, dar puteți să vă duceți la orice intermediar, așa cum ai întrebat, este să vă duceți la una din băncile cu care lucrăm ca să economisiți bani. Practic, nu vi se va percepe niciun cost.
prezentați documentele de identitate, dovada plății titlurilor de stat, dovada faptului că îi aveți în contul respectiv de subscripție. Și după subscriere, ofițerul bancar vă va înmâna un formular, îl completați, respectivul formular, care este formularul de subscriere, și formularul respectiv va evidenția numărul de titluri pe care le dețineți în funcție de valoarea sumei pe care o ați subscris-o în emisiune. Și veți verifica datele, bineînțeles, după care se vor, pe baza datelor respective pe care le furnizați băncii, privind contul, privind CNP-ul și așa mai departe, vi se vor face plățile până la scadență. Orice schimbare pe care o aveți, să zic că vă schimbați contul, trebuie să informați banca. Normal, informați banca că v-a schimbat contul, că v-a schimbat CNP-ul, astfel că banca să știe în orice moment unde să vă transfere bani. Deci, ok. Cam asta a fost. Dacă mai sunt întrebări, te rog. Ce anume? Ok. Da, deci întrebarea a fost ce randament va avea emisiunea. Cum? Da. Mi-e foarte greu să vă spun acum, să vă spun exact cât va fi, dar vă explic cum facem ca să obținem randamentul respectiv. Deci, așa cum v-am zis, undeva luna iulie, noi vom publica, la începutul lunii, vom publica prospectul de emisiune. În prospect va fi această valoare a cuponului. Cum stabilim noi valoarea cuponului? La momentul în care vom face prospectul, ne vom uita la randamentul, de referința noastră va fi costul pe care noi îl plătim la emisiunile pe 2 ani. Practic emisiuni similare cu cea pe care noi o facem către populație. Dar așa cum am spus, de la randamentul ăla e punctul de plecare. Să zic că randamentul respectiv va fi în momentul prospectului 1,5. Da? Dau un exemplu. Noi la acel randament vom pune un premiu pe care noi îl plătim pentru că ăsta e un instrument special către populație, care e mai puțin lichid și are practic, va avea o primă. Nu pot să vă spun ce primă va avea acest instrument. E un proces de luare a deciziei intern al nostru. Așa cum v-am spus, anul trecut a fost 0,2%. Deci, practic, era o dobândă mai mare decât cea pe care noi o plăteam când emiteam în piața interbancară, doar pentru că, și care este practic plusul de valoare pentru populație. Pentru că populația, sincer vorbind, poate să subscrie titluri de stat și acum, nu neapărat prin aceste titluri. Le poate subscrie de pe piața interbancară, numai că acolo randamentele sunt mai mici decât cele aferente titlurilor de stat pentru populație. Aici vom plăti un premiu. Nu vă pot spune acum cât este premiul ăsta, dar va fi un premiu. Și încă o dată, asta va fi nivelul cuponului. Pe lângă acest nivel al cuponului, mai aveți și o potențială șansă de câștig la scadență. Astea sunt elementele care noi credem că sunt suficient de atractive. Încă o dată, nu uitați că nu sunt impozabile. Nici transferul, când îl tranzacționați, nici dobândă. Deci, faceți-vă calcule și luați decizia. Mai sunt? Ba da. Ba da, sunt și alte modalități. Sunt și alte modalități mai moderne. Sunt alte state care vând titlurile astea cu telefonia mobilă, online și așa mai departe. Noi zicem așa. Preferăm ca în momentul ăsta să învețe mai multă lume despre acest instrument așa cum e el. Lumea e mai familiarizată la noi, sincer vorbind, cu deplasarea la o bancă și cumpărarea de la o bancă,
decât cu o decizie pe care să o ia online. Câți oameni urmăresc piața online, să zic? E adevărat. Asta e un challenge, să zic așa, o provocare pentru noi pentru anii următori. Deci nu suntem încă pregătiți tehnic să acomodăm această modalitate de vânzare, care, așa cum spuneți, este foarte modernă. Dar încă o dată, să nu uităm de unde plecăm. Deci plecăm de la certificatele materiale care erau prin trezorerii și mergem prin bănci, prin intermediul bursei de valori. Pentru viitor, e adevărat, să avem în vedere și mijloace mult mai moderne, care să simplifice, probabil că cu telefonul ar fi foarte simplu să iei și din metrou, de oriunde, nu ar trebui să faci mai nimic. Asta e o provocare pentru noi în viitor și sper să vă răspundem pozitiv la anii următori privind modalitatea asta. Mai sunt întrebări? Bine, mulțumesc mult pentru atenție.